atâtea nopți aud plouând, aud materia plângând. Sunt singur și mă duce un gând spre locuințele lacustră. Salutare, dragii mei prieteni, și în cadrul acestui videoclip vom discuta despre poezia lacustră redactată de poetul simbolist George Bacovia. Această poezie se poate alege în momentul în care, la examenul de bacalaureat, veți avea de redactat un eseu în care să prezentați particularitățile de construcție ale unei poezii redactate de poetul George Bacovia. Această poezie apare în anul 1916 în volumul numit Plumb. Este o poezie care prezintă o confesiune a euului liric și trebuie să începem să prezentăm această poezie algoritmic pentru a înțelege logic opera. Prima dată putem să începem cu câteva date despre George Bacovia, să spunem că este unul dintre cei mai importanți poeți simboliști care cultivă cu precădere simbolul, muzicalitatea, cromatica. Această poezie se încadrează, după cum am anticipat, în curentul literar numit simbolism, un curent literar care pune accent pe sugestie, pe simbol, pe cromatică, pe muzicalitate și care neagă într-o oarecare măsură romantismul, pentru că romantismul ce făcea? Romantismul numea sentimentul, iar simbolismul sugerează sentimentul. Această poezie este structurată în patru catrene, da? Și prezintă două planuri. Unul exterior și unul interior, pentru că în simbolism avem o trăsătură importantă, de altfel, care se numește corespondența. Adică mereu există un plan exterior care are corespondență un plan interior. Și să vedem cum debutează această poezie cu de atâtea nopți aud plouând, aud materia, plângând, sunt singur și mă duce un gând spre locuințele lacustră. Aici vedem mărcile subiectivității, da? O confesiune a euului liric, de atâtea nopți aud plouând, aud materia plângând. Deci observăm o ploaie care dezintegrează materia. Sunt singur, da? Un motiv specific liricii simboliste bacoviene, singurătatea, omul care nu se poate regăsi într-o lume meschină, într-o lume lipsită de aspirații, și observăm condiția poetului. Poetul care nu poate fi înțeles într-o lume în care aspirațiile sunt ignorate. Mă duce un gând spre locuințele lacustră. Cheia poeziei o constituie chiar cuvântul lacustră, da? De altfel și titlul poeziei, pentru că noi știm, dragi prieteni, că titlul mereu anticipează conținutul poeziei. Titlul merge mână în mână cu conținutul, anticipează tema. Ce este lacustra? Da? Lacustra este un tip de locuință pe apă. O locuință care avea patru stâlpi, da? Cei patru stâlpi stăteau în apă. Și atunci, oricând, stâlpii puteau să putrezească. Și vedem, euul liric, din cauza ploii, care parcă nu se mai oprește, da? Vedem o ploaie permanentă, din cauza ploii, își proiectează imaginația în locuințele lacustre. O locuință supusă degradării și parcă dorm pe scânduri ude. Aici deja vedem strofa a doua. Și parcă dorm pe scânduri ude, în spate mă izbește un val. Dorm pe scânduri ude. Scândurile ude, da, reprezintă viața șubretă. Pentru că a dormi pe scânduri ude înseamnă a fi supus în permanență pericolului morții. Pentru că o scândură udă este o scândură care putrezește și oricând poți să clachezi. În spate mă izbește un val, tresar prin somn și mi se pare că n-am tras podul de la mal. A? Acele locuințe lacustre, oamenii puteau să acceseze locuința prin intermediul unui pod. Și dacă podul noaptea nu era tras, puteau să ajungă în locuințele oamenilor din perioada primitivă, animale. Și aici observăm din nou simbolul, sugestia. Podul de la mal, lacustra, reprezintă sufletul omului.
locuința omului, sufletul omului. Eulidic, dacă nu a tras podul în sens metaforic, înseamnă că poate fi afectat de părerile celorlalți, poate fi afectat de mizerile terestre. Și această poezie, până la urmă, este o meditație pe tema condiției umane. N-am tras podul de la mal. Vedem cea de-a treia strofă, care spune așa, un gol istoric se întinde, pe aceleași vremuri mă găsesc. Adică totul se repetă, totul este ciclic, Eulidic nu poate să iasă din ciclicitate și simt cum de atâta ploaie piloții grei se prăbușesc. Adică ploaia dezintegrează materia și strofa 1 cu strofa 4, da, corespund, adică aici vedem simetria, de atâtea nopți aud plouând, tot tresărind, tot așteptând, sunt singur și mă duc un gând spre locuințele lacustre. Doar în strofa a patra, doar versul al doilea este schimbat, în rest totul este la fel. De ce? Pentru că există această similaritate cu scopul de a accentua anumite idei. Motivele care centrează această poezie sunt cele ale ploii, nopții, evident,